În dreapta mea se află sediul firmei la care am muncit 2 ani și 4 luni de zile și care, cum am amintit anterior, a avut tentativa, crasă spun eu, de nerespectarea unor legi ale muncii clare. Deci au vrut să mă dea afară cu comun acord, fără să țină cont de baza legală a unei astfel de acțiuni. Mi-a pus în față formularul de întrerupere a rezilierea contractului de muncă cu acordul părților, fără să stea să discute sau altceva, ceea ce legal ar trebui să reiese dintr-un astfel de ofertă de închidere a unui contract de muncă. Dar cazuri sunt și nu numai la firma asta, și la alte firme. Am mai discutat cu colegi, se confruntă cu aceleași probleme. Am 14 ani vechime de muncă pe comunitate în domeniul transporturilor, ca șofer. În 14 ani mi-am petrecut acasă câte 2 săptămâni la 8 săptămâni sau în funcție de cum erau contractele, aproximativ 5 ani, poate nu chiar. Ăsta e locul de tranzit în care ne gătim, ne spălăm o haină, ne pregătim o mâncare să o luăm la pachet și asta este. Se matriculează mașina acolo, se face o firmă mică cu un capital de vreo 5.000 de euro, se plătește impozit după fiecare angajat cu contract de muncă pe Slovacia la statul slovac, impozitele mai mici pe salarii, impozitele mai mici pe firmă, deci normal, feliuța lui de tort e mai mare în cazul ăsta decât dacă ar folosi Belgia. Dar normal, e sucursală, oricum, dacă cauți pe cineva din Slovacia să vorbești la telefon, nu există nimeni. Asta e o practică care se face în toată Europa. Firme germane cu, ce știu eu, camioane în România, chiar în Cipru, în Gibraltar, înscrise firme și angajează români. Păi noi suntem, numai români lucrăm, nu lucrează Slovacia. Mă rog, acum e într-un litigiu puternic cu finanțele și cu inspectoratul de muncă din Belgia. Mi-a pus formularul de, cum zice, de rezilierea contractului în față, în 2 exemplare, pregătit cu acordul părților. Și spun, domnule, normal, dacă e cu acordul părților, eu nu sunt de acord. Și într-adevăr că am avut o discuție mai... Aia am spus că dacă vin de unde vin, nu înseamnă că și tâmpit. După 2 ani și 4 luni de muncă, e un abuz. Eu consider că e un abuz cras. Și mi-a zis că dacă nu semnez hârtia aia, n-ar decât să mă pună nemotivat. Zic, dar dumneata, de când poți să mă pui pe mine nemotivat? Absolut nemotivat. Poți să mă pui de la Bratislava și în cazul în care merg acasă, în cazul în care m-ai lăsat pe stradă. Îmi dai 4 salarii compensatorii, îmi dai reținerile abuzive care mi le-ai făcut în 2 ani jumate, să ridică la 1680 și ceva, pot să scot extrasele de la bancă, să văd exact în ce lună și cu cât m-a faultat. Îmi dai aia? Iasă un salar bun. Bun, adică mai bun. E sub salariile care le câștigă occidentalii, cu tradiție, dar e mult peste salariile care se dau în România. Și de aceea suntem aici. Am copii tineri care sunt căsătoriți, au copii mici, își construiesc viitorul. Au o sursă mai bună decât acasă, dar vă dați seama că... Mă rog. Și ce mă ține totuși aici e faptul că mi-au învățat copii, au un job, muncesc și vreau să-i ajut mai mult. Ei muncesc acasă. Am încercat să nu fie nevoiți să plece, cum am plecat eu odată. Și să stea ca să nu se dezrădăcineze. Și pentru asta eu o să mai merg cât mai pot înainte. Cât îmi mai permite sănătatea de acum încolo sau situația care e copleșitoare și în Europa.